Stadionul municipal din Câmpul Lung găzduiește în zilele de 12 și 13 iunie etapa pe unitatea concursului serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Competiția a reunit la start echipe formate din militari de la detașamentele de pompieri din Pitești, Bradu, Mioveni, Curtea de Argeș, Costești și Câmpul Lung. În prima zi a competiției, echipajele participante au luat startul în probele pistă cu obstacole 100 de metri și ștafetă 4x100 de metri. Inspectoratul pentru situații de urgență, Capitan Pică Nicolae al județului Argeș, organizează în perioada 12-13 iunie faza pe unitate a concursului serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Competiția a reunit la start loturi formate din militarii de la detașamentele de pompieri Pitești, Bradu, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Mioveni și Costești. Participanții au parcurs astăzi pista cu obstacole și ștafeta 4x100. Iar mâine va avea de parcurs scara de fereastră și realizarea dispozitivului de intervenție. Miercuri, echipajele vor participa la proba de scară de fereastră și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Câștigătorii la etapa pe unitate vor merge mai departe la etapa regională.